Legea care obligă firmele care se ocupă de recuperarea creanțelor să nu poată impune debitorilor să plătească mai mult de dublul sumei achitate la cumpărarea creanțelor a fost votată de senatori. Deși a ajuns de două luni la Comisia de Buget din Camera Deputaților, proiectul nu a fost pus pe ordinea de zi. Actul normativ ar putea ajuta aproximativ 2 milioane de români care acum sunt hărțuiți de recuperatori. Inițiatorul legii, senatorul de Suceava, Steliana Miron, spune că primește numeroase mesaje de la români prin care este întrebată când va fi aplicată legea. Acesta este motivul pentru care a făcut un apel către colegii din Camera Deputaților să urgenteze aprobarea actului normativ. Foarte mulți români sunt pur și simplu hărțuiți zilnic de firmele de recuperări creanțe. Ar fi mult mai cinstit ca debitorii să plătească maxim dublul sumei pe care recuperatorii au dat-o la bancă pentru cumpărarea creanței. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat aproape cu unanimitate de voturi. Acum vrem să fie discutat și adoptat și de Camera Deputaților, unde de două luni stă în sertarele Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci, spune Steliana Miron.